Bună ziua, stimați telespectatori! Politehnica Timișoara, echipa Fanion, echipa de suflet a bănățenilor și poate nu numai a lor, Club Universitar de frumoasă tradiție în fotbalul românesc, își onorează în acest an 1990 cele 7 decenii de existență printr-o excelentă performanță. În urma rezultatelor obținute în precedenta ediție a campionatului primei noastre divizii, Poli și-a câștigat dreptul să reprezinte, alături de Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești, fotbalul românesc în Cupa UEFA. Este o calificare meritorie, o calificare ce vine la exact 10 ani după ultima performanță internațională a fotbaliștilor din orașul erou de pe Bega. La centrul terenului, arbitru principal al acestei întâlniri, procedează la momentul care precede începutul acestui foarte important meci. Dar să vă prezentăm formațiile care vor evolua în această partidă. Iată, aveți și pe micul ecran, grafic formația Clubului Atletico Madrid. În poartă, Abel. Numărul 2, Tomas. Numărul 3, Juan Carlos. Numărul 4, Donato. 5, Solo Sabal. 6, Alfredo. 7, Julio Prieto. 8, Manolo. 9, Baltasar. 10, Futre. 11, Rodax. Politehnica Timișoara. În poartă, Jipa. Numărul 2, Varga. 3, Crăciun. 4, Stoicov. 5, Bungău. 6, Andreaș. 7, China. 8, Vlaicu. 9, Rosenblum. 10, Timofte. 11, Octavian Popescu. Arbitrii, deci, Yusuf Namoglu, la centru ajutat de Taner Yalcindag și Abdurrahman Arici, toți trei din Turcia. Peste 30.000 de spectatori în ovalul de beton al stadionului 1 Mai din Timișoara. La această nouă reîntâlnire cu cupele europene, în care echipa lor este iarăși un ambasador al fotbalului românesc. Și a început această partidă extrem de mult așteptată aici la Timișoara. Poli, echipament de culoare închisă, tricoul violet, purtând însemnele firmei care sponsorizează din acest sezon Clubul Politehnica Sira. Atacă de-a dreapta spre stânga, Timofte, o prima acțiune foarte frumoasă și Rosenblum în care îl luați cu frumos început al echipei, frumos început al suporterilor timișoreni. Suporteri care de ani și ani de zile așteaptă această clipă minunată. Rosenblum, Vlaicu, dar respinge Donato. Donato, jucătorul de origine braziliană, care a primit cetățenie spaniolă, putând fi al patrulea străin în această formație, alături de Baltasar, Futre și Rodax. Aruncare de la margine pentru spanioli, Tomas. În mijlocul careului și au de poartă. Iată, parcă s-a trecut peste acele momente de tatonare reciprocă. Ambele echipe joacă din prima clipă foarte deschisă. Stoicov, Crăciun, Vlaicu, Rosenblum, Bungău, Timofte 2. Paul
Iusif Mamoglu, 43 de ani, de 10 ani arbitru internațional, inginer din Istanbul. A arbitrat în 1988 partida Oțelul Galați-Juventus Torino, câștigată de ai noștri atunci cu 1-0 la Galați. O altă lovitură liberă pentru echipa noastră. În apropierea mingei, Varga, un excelent șutor. A venit și Timofte. Varga, șut puternic și prinde portarul Abel. Auziți, stimați telespectatori, încurajările minunaților suporteri timișoreni. Repune din nou Abel. Donato, numărul 4. Numărul 5, Solo Sabal. Varga va minge acum. Timofte 2, schimb cu Rosenblum. Foarte bine angajat Timofte, excelent, apropie, șut! Fantastic această ocazie! Fantastic a tras Timofte, bine cu cerul sunt, poate să avem și reluarea. Iată, avem reluarea. Acest 1-2 Rosenblum, Timofte 2. În minutul 5 al partidei și șutul acesta trece puțin pe lângă poarta aproape de Abel. O primă mare ocazie pentru Politehnica. Revedeți dintr-un unghi foarte frumos această primă ocazie și primă ratare a echipei noastre. Între timp s-a comis o irregularitate la aproape de mijlocul terenului. Repun jucătorii de la Atletico Madrid. Futre, numărul 10, și Baltasar, numărul 9. Rodac, singurul blond dintr-o echipă de tineri bruneți veniți de la Madrid. Octavian Popescu. Gungău. Plaicu. Din nou faul. Și se pare că da, se acordă și un cartonaș galben lui Baltasar. Baltasar Maria de Moraes Junior, 30 de ani. Fost gheată de bronza Europei. Atunci când ghetele cele mai strălucitoare le obțineau jucătorii noștri Mateuț și Coraș. S-a repus mingea în joc. Varga. O pasă greșită, Julio Prieto. Îl angajează pe Futre. Foarte atent Petru Andreaș. Revenim în atac. Laicu. Stoicov. Neînțelegere cu Octavian Popescu. Vor arunca de la margine spanioli. O fac prin Thomas, portarul Abel. Din nou Thomas. Solo Sabal. Varga interceptează. Julio Prieto, numărul 7, nu primește Rodax. A greșit și Vlaicul, recuperează însă Timofte. Octavian Popescu. Stoicov. Capitanul echipei noastre, Adrian Crăciun. Rosenblum. O preluare cam lungă, dar recuperă mingea prin Vlaicu. Timofte. Vlaicu. O încercare de 1-2. Jocul continuă. Rodax.
Manolo. Minge lungă în terenul nostru pentru Futre. Crăciun. Solo Sabal. Și trage de la distanță Julio Prieto, dar și la distanță de poarta apărată de Dumitru Jipa. China. Numărul 7 în formația noastră. Încă un foul. Frumos început de partidă al lui Poli. Solo Sabal. Faultat de Varga. Solo Sabal se află la pământ, acuzând această lovitură în urma intervenției lui Varga. Este, stimați trăsători, așa cum spuneam, o calificare meritorie, o calificare ce vine pentru Poli la exact 10 ani după ultima performanță internațională a fotbaliștilor din orașul erou de pe Vega. Atunci, în 1980, în Cupa Cupelor, Poli întâlnea, îl mingea și elimina pe acest stadion unul dintre cele mai galonate cluburi din Europa, celebrul Celtic din Glasgow. Astăzi, în primul meci al unei duble manșe înscrisă în turul întâi al Cupei UEFA, Politehnica se confruntă pe terenul de joc cu echipa unui alt, foarte cunoscut club european, acest Atletico Madrid, mereu ambiționat spre mari performanțe. S-a repus mingea în joc. Baltasar. Bungău. Plaicu. Frumoasă pasă spre Rosenbrum. Primit înapoi. Angajat. China. N-a putut primi mingea. Și portarul Abel va repune în joc. Tomas. Futre, cel mai avansat jucător al formației oaspete. Am repus. Plaicu, Bungău. Plaicu. Timofte 2. Futre în duel cu Crăciun. Se apreciază puțin cam aspra această intervenție a lui Crăciun. Și lovitură liberă pentru Atletico Madrid. Julio Prieto se pregătește să execute această lovitură. La semi-înălțime și Baltasar a luat pe lângă poarta lui Jipa. Octavian Popescu, numărul 11, dar Tomas reușește să intercepteze foarte bine mingea. Alfredo, numărul 6. Manolo, pe partea dreaptă. În duel cu Stoicov. Arbitrii apreciază faul. Observator din partea UEFA la acest meci este domnul Franz Führer din Austria, fost cunoscut arbitru internațional. Un șut destul de periculos al lui Futre. Aplauze și pentru cel care a șutat, dar și pentru portarul Jipa. F-
faultat Vlaicu. Crăciun, Timofte. Semnalizare de la margine privind offside-ul în care se găsea China. Andreea și-a respins în prima fază. Stoicov interceptează foarte bine, avansează, șutează la distanță destul de încet și pe lângă poartă, la distanță destul de mare de poarta lui Adal. Actuala generație de fotbaliști a lui Poli, sub competenta și autoritară îndrumare a trioului Costică Rădulescu, antrenor principal, ajutat de secunzii săi Ion Buzoianu și Viorel Bișan, este ferm hotărâtă ca, dincolo de faima adversarului, poate cu atât mai mult, să înscrie o nouă pagină, cel puțin la fel de încărcată de glorie ca aceea aparținând generației anilor 80. Și apropo de generațiile lui Poli, astăzi într-o superbă acoladă peste timp și în timp alături de actuali antrenori, jucători, conducători ai clubului, toți cei care au jucat la Poli de-a lungul anilor se află cu fapta și sufletul lângă echipă, sprijiniți și susținând frumoasa ambiție de afirmare internațională a albioleților de astăzi. De altfel, toată Timișoara, toate localitățile învecinate sunt racordate febril la acest moment fotbalistic. Futre. Și foarte bine Andreaș. Andreaș, liberoul formației pentru această partidă. Lovitură de la colț. Futre se pregătește să execute. Care un nostru de unde respinge Crăciun. A tras Julio Prieto. Tomas. Dar acolo sunt jucătorii noștri. Manolo. Și Rodax. Revenim în atac. China. Vlaicu. Pe partea stângă, o minge care se intenționa adresată lui Octavian Popescu. Obstrucție, Manolo. Și beneficiem de o nouă lovitură liberă, din apropierea careului, de 16 metri, al formației Atletico Madrid. Timofte 2. Înalt în careu, Crăciun. Resping oaspeții până la Varga, dar pe la Varga minge la Alfredo, Baltasar pe partea stângă. Putre s-a deplasat și el pe partea stângă. Tomas. Alfredo. Putre. În luptă cu jucătorul nostru China, reușește să-l dribleze și pe Varga. Da, a căzut destul de spectaculos Putre după acel 1-2. Dar arbitru destul de aproape de fază, un arbitru de experiență internațională, acest Yusuf Namoglu, a apreciat corect faza. Crăciun, Vlaicu. Bungău. Rosenblum
Cam sus ridica piciorul de către Rodax. Gerhard Rodax, 26 de ani. Și el între laureații golgheterilor europeni. Recent venit din acest sezon la Atletico Madrid. Și portarul Abel, care nu se mai grăbește să repună mingea în joc, acum o face. Destul de înalt și departe, până aproape de careul nostru, respinge Varga, Pungău. Greșit, Alfredo. China. Donato, numărul 4. Putre. Baltasar, cam singur. Noroc că centrează fără adresă pentru că echipierii lui. Iată banca tehnică și de rezerve a echipei noastre. Un go. Flight-ul. Se lasă jocul să meargă mai departe. Baltasar. Foarte bine Andreas. Julio Prieto. Futre angajat în careu. Dar încă o dată foarte bine Andreas. Oricum se pare că trebuie marcați cu foarte mare grijă atât Baltasar cât și Futre. Care de câteva ori au apărut în poziții destul de favorabile pentru echipa lor. China. Rodax câștigă. Revine China. Aruncare de la margine pentru Atletico. Și acum foul. În ovalul de beton al stadionului 1 Mai din Timișoara, temeinii modernizat și înfrumusețat prin efortul concentrat al gospodarilor stadionului, al multor întreprinderi din municipiul, al primăriei Timișoara și prefecturii Timiș, au venit și sunt alături de poli la acest meci peste 30.000 de înflăcărați spectatori suporteri. Șut prins de către Jipa. China. Pungău. Rosenblum. Thomas. Portarul Abel. Acum minge din nou la Thomas. Donato. Încercare de angajare a lui Futre. Andreas. Octavian Popescu luptă. Aruncă de la margine spaniole prin Thomas. Futre. Centrare. Baltasar. Destul de periculos Baltasar, iarăși, destul de singur în careul nostru, a tras bine, dar Jipa l-a fost aprins. Oricum, trebuie evitate aceste poziții, aceste spații în care, prin mișcare permanentă, ajung să fie de multe ori singuri.
o decizie pentru Oaspeț. Lovitura liberă. Parcă le-au aparținut ultimele minute celor de la Madrid. Julio Prieto execută. Respingă ai noștri. Vlaicu. Team of the 2, dar nu poate primi mingea. Foarte hotărât Tomas. Crăciun. Varga. Crăciun. Încercăm un joc de așteptare în terenul nostru. Varga, Vlaicu. De aici trebuie accelerat transmisia mingii. Vlaicu. Nu se acordă nimic. Și revin în atac spaniolii. Dar recuperăm. Timofe 2. Octavian Popescu. Aruncare de la margine pentru echipa noastră. Stoicov. Timofe 2. Din nou aruncare de la margine. Stoicov. În mijlocul careului. Vlaicu. Stoicov. Pasa este greșită. Julio Prieto a preluat. Andreas. Ia mingea din fața capitanului echipei Atletico Cutre. Bun gău. Vlaicu. Timofte 2. Dar singur. Și acum Abel, portarul echipei Atletico Madrid. Mulțumiți spectatorii pentru acest timp pierdut până la repunerea mingei în joc. China, dar nu poate ajunge Rosenblum în această mingie. Ieri aproape toată ziua a plouat la Timișoara, a bătut vântul, a fost destul de frig. Astăzi este o zi superbă pentru fotbal. Căldurii oamenilor de pe aceste locuri, iată, adăugându-se și frumusețea vremii. Dar desigur încununarea se așteaptă de la rezultatul acestei partide, pentru că într-adevăr la Timișoara să fie o zi frumoasă. Rosenblum. Paul, lovitură liberă pentru băieții de la Poli. Tomas, Solo Zabal, Timofte 2, așa, intercepție bună făcuse, dar aia
ezitat un pic acest ajuns. Se apreciază că Rosenblum l-a faultat pe Thomas. Deci lovitură liberă din careul madrilenilor. Și iată-l în prim plan pe arbitru Yusuf Namoglu. Am respins prin Stoicov, dar nu reușim să ținem deocamdată mingea. Acum Bungău, Timofte, out, Stoicov. Câștigăm teren, aruncăm din nou de la margine. Rosenblum pierde mingea. Lovitură liberă pentru Atletico. Solosabal. Andreea își respinge. Julio Prieto. Aruncare de la margine. Tomas. A șutat puternic Julio Prieto, dar la distanță de poarta noastră. Oaspeții noștri de astăzi, oaspeții Timișoarei, Atletico Madrid, reprezintă un club fanion al sportului și îndeosebe al fotbalului în Spania. Un club înființat în anul 1903. El are secții de fotbal, volei, basket, box și hockey feminin. Dispune de un stadion propriu, Vicente Calderon, cu 60.000 de locuri pe scaune, iar președintele clubului, cel care a sosit aici la Timișoara în fruntea unei delegații de 126 de persoane, este unul dintre cei mai bogați, poate chiar cel mai bogat om din Madrid, ne spuneau ziariștii, prezent și ei în număr mare la Timișoara, domnul Jesus Gil y Gil. Sponsorul echipei al clubului, dar iată o așa ce bine era să... O să avem reluarea în acest moment. Centrare Varga. Îl scoate fantastic, a scos mingea de lângă bar, aproape de colțul celor două bare. S-a repus la colț. Sponsorul echipei Atletico Madrid este cunoscuta firmă Mita. Solosabal. Pe cartea de vizită a clubului Atletico sunt trecute mai multe performanțe. În primul rând, titlul de campioană a Spaniei, cucerit la 8 ediții. Prima dată ediția 1939-1940, ultima oară ediția 1976-1977. Într-un clasament al tuturor timpurilor în ediția de campioană, Atletico este pe locul 3, dar ataca ai noștri. Încă avem mingea, Timofte 2. China nu este acolo, Varga nu este acolo. Abel. Deci Atletico Madrid s-a pe locul 3 într-un clasament al campionilor peste timp din Spania, pe locul 1 Real Madrid cu 25 de titluri, pe locul 2 Barcelona, 10 titluri, deci, și pe locul 3
Atletico cu 8 titluri de campion. Julio Prieto. De asemenea, Atletico a cucerit de 6 ori Cupa Spaniei, ultima dată în anul 1985. În același an, după o dublă manșă cu Fotbal Club Barcelona, Atletico și-a adjudicat și Super Cupa Spaniei. Octavian Popescu. Trecuse foarte bine, dar Solo Sabal, extrem de dur, a intervenit și iată cartonaș galben, al doilea cartonaș galben, acordat de arbitrul Yusuf Namoglu. Poate vă reamintiți, aproape de începutul partidei, și Baltasar a primit un cartonaș galben din partea arbitrului, tot pentru o intrare destul de dură. Este un minutul 35 al primei reprize. Lovitură liberă pentru echipa noastră, Timof Tedoi. Octavian Popescu se pare că resimte intrarea dură a lui Solo Sabal. Timof Tedoi a tras direct la poartă, dar nu l-a putut surprinde pe portarul Abel. A fost chiar pe centru porții acel șut, acolo unde se găsea portarul spaniol. Vlaicu, Bungău, Rosenblum, Solo Sabal, Rodax, Julio Prieto, Manolo, Futre, Manolo, și trebuie luăm mingea tipul Octavian Popescu acum Crăciun. Timofte 2, a angajat Octavian Popescu, dar mai aproape de minge Tomas. Foarte bine Timofte 2, Ioan Timofte. Din nou o apreciere care ne mulțumește tribunele. Dar în sfârșit jocul continuă, Vlaicu, Varga, Varga. Lovitură liberă aproape din același loc, cred că distanța e numai de câțiva centimetri. În meciul cu Petrolul de vineri, săptămâna trecută, au înscris timișoarenii un gol superb. Atunci a fost o schemă foarte frumoasă, un triunghi, Varga, China, și a șutat Timofte imparabil pentru portarul Iliac. Poate și acum se va întâmpla același lucru. La aceeași poartă, aproape din același loc, lovitură liberă, deci, pentru Poli Timișoara. Deocamdată, medicii intervin. Medicul Gheorghe Chilezan și masărul Mihai Preda l-au ajutat pe Varga, dar încă este așezat pe gazon în careul spaniolilor. Ar fi păcat acest accident să nu-i permită lui Varga să continue jocul în deplinătatea forțelor sale fizice. Iată, încearcă să ridice, să obligă să se așeze el.
calcă greu cu piciorul drept. Trebuie să părăsească terenul pentru a primi în continuare îngrijiri medicale. Încă o dată să sperăm că nu va fi o accidentare care să nu îi dea voie să revină în joc. Lovitura liberă. Da, s-a încercat aceea schemă, dar s-a tras pe jos. Tot Timoc te-a tras, s-a tras pe jos și parcă prea încet. Iată reluarea fazei. A prins portarul Abel. Încă o dată în reluare. Această cameră plasată foarte bine în spatele porții lui Abel. Între timp, spaniolii în careul nostru. Ocazie extrem de periculoasă. Ocazie mare. Dumneavoastră, revedeți reluarea acestei lovituri libere. Iar spaniolii profitau de neatenția telespectatorilor și ajungeau în careul politehnicii. În reluare acest moment. O fază foarte periculoasă pentru poarta noastră. Futre a fost acolo. Corner, respingem. Vlaicu. S-a aplicat legea avantajului. Încă o dată aruncare de la margine. Foarte generoși cu aceste aruncări de la marginea terenului spaniolii. Joacă simplu în apărare, nu se complică. Aruncă mingea cât mai repede în apropierea careului lor. Tomas fugit după Timofe pe partea dreaptă a atacului nostru, partea stângă a apărării lor. Andreas China încă o dată aruncăm de la margine. Capitanul al Violeților, Crăciun, Andreas Pungău. Din nou Crăciun. Vlaicu Pungău. De angajare a lui Timofe. China și iarăși aruncat la margine. Între timp vedeți pe micul ecran antrenorul Costică Rădurescu, medicul Ghilezan și masorul Mihai Preda lângă Varga. Îi dau în continuare îngrijiri în afara terenului de joc. Iată-le, s-a ferat. Rosenblum scăpase. Se apreciază. Revedem această fază. Rosenblum, deci Solos Abal. Nu credem că era cazul să acorde un foul acolo. A fost scos la încălzire Ionuț dintre rezervele timișorenilor în eventualitatea că nu mai poate reintra Varga. Da, se pare că acesta va fi introdus în teren. Varga nu mai poate relua jocul. A împins Rodax la marginea careului nostru. Se pregătește schimbarea pe care am anticipat-o. Deci spre regătul nostru, Varga accidentat este înlocuit cu Ionuț. Vasile Ionuț, 31 de ani.
Vasile Ionuț, unul dintre cei mai vechi jucători ai lui Poli. Respinge Crăciun. Julio Prieto, Stoicov, Rosenblum. Octavian Popescu. Ne apropiem de sfârșitul acestei prime reprize. 0-0 în continuare aici la Timișoara. În prima manșă a dublei întâlniri dintre Poli și Atletico Madrid, în acest moment în care la această intervenție asupra lui Kina se acordă lovitură la 11 metri. 11 metri pentru Timișoara, revedeți faza faultului. Donato a faultat pe Kina și 11 metri acordat cu fermitate de arbitrul Yusuf Namoglu, care discută acum cu Donato. Dar să sperăm că nu vom plăti și această lovitură cu încă un jucător accidentat, pentru că iată și Kina este scos în afara spațiului de joc pentru îngrijiri medicale. Bungău potrivește mingea la punctul de la 11 metri. Suntem în finalul primei reprize a întâlnirii. Atenție, Bungău! Abel în poartă. Arbitrul cere la Varga să fie tras mai departe de linia de margine a terenului. Și iată momentul acesta atât de important, care poate hotărâ desfășurarea meciului de acum încolo. Bungău față în față cu Abel. Se fluieră Bungău. Șut și gol! 1-0 pentru Poli Timișoara în finalul primei reprize a întâlnirii cu Atletico Madrid, turul 1 al Cupei UEFA 1990-1991. Meritat după aspectul jocului, meritat după ocaziile avute, după efortul depus de timișoreni. 1-0. Aveți în reluare penta lui Bungău și siguranța care transformă lovitura la 11 metri. Adrian Bungău, 23 de ani. Nu are nicio legătură de rudenie cu fostul mare jucător al timișorenilor. Dar să sperăm că va avea o legătură în timp în privința performanțelor la echipa alb-violetă. Superb se aude stadionul acum, într-adevăr. Meritat după aspectul primei reprize. Poli conduce pe Atletico Madrid cu 1-0. Kina a reintrat în teren. Accidentarea lui nu a fost atât de gravă. Tomas. Solosabal, Baltasar. Foarte bine este Crăciun. Timofte 2 în luptă cu Donato. Crăciun respinge din nou. Ionuț, cel intrat în locul lui Varga. Juan Carlos pe partea stângă a apărării lui Atletico. Julio Prieto. Bungău, autorul golului. Vlaicu. Jocul este lăsat destul de obstrucționiști totuși spaniolii. Au asprime a intrărilor, care iată i-a costat, pentru că și careul de 16 metri i-au făcut un asemenea faul destul de aspru, sancționat de arbitru. Atacând de partea dreaptă, nu ajunge Kina la minge. Se intercalase liberoul nostru Andreaș în atacul formației Timișoara. Și în acest moment arbitrul Yusuf Namoglu marchează sfârșitul primei părți a întâlnirii dintre Politehnica Timișoara și Atletico Madrid. Scor 1-0 în minutul 43. Gol înscris din lovitură la 11 metri de către Adrian Bungău.
Dăm legătura cu studioul, vom reveni după pauză.